Verde cu Mona Nicolici la Europa FM. Deși există multe motive de îngrijorare privind schimbările climatice, să știți că totuși există și speranță. Și când aceasta vine chiar de la copii, parcă îți mai vine și ție să duci lupta mai departe. Astăzi vă dau un frumos motiv de speranță, iar numele lui este Sasha Jumanca, invitatul meu la misiunea verde de astăzi. Bun găsit, Sasha, și îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea. Ti de ce te-am invitat astăzi la misiunea verde? În orice caz că vreau vor alți să veți să afle și alți copii și alți oameni despre pasiunea asta, ca să protejăm natura și să păsăm speciile în această lume. Trebuie să vă spun că Sasha are 11 ani, este într-adevăr îndrăgostit de natură, dar mai mult decât atât, se spune despre el că este un ornitofotograf minune. Și asta pentru că, o să ne spună el, a luat foarte multe premii până acum, face niște fotografii fantastice, fotografiază mai ales păsări, iar peste două zile, adică pe 1 aprilie, este ziua internațională a păsărilor și am vrut foarte mult să-l am pe Sasha, invitatul meu astăzi la misiunea Verde locuiește în Germania, dar este român și a reușit să pună România pe harta acestor premii fabuloase pe care el le-a luat. Sasha, vreau să-ți spui că, când și cum ți-ai descoperit această pasiune pentru fotografie, pentru natură? Adică la început ne plimbam mult prin parcul nostru de aici, de la München și... Înainte eram destul de am nu eram foarte fericit că nu vedeam foarte multe specii, nu puteam să observăm foarte mult, că nu știam încă foarte multe despre păsări, dar s-a schimbat tot într-o zi în care am văzut un pescăraș albastru care stătea pe o creangă și mi s-a părut atât de frumoasă pasărea și am încercat să o fotografiez cu aparatul pe care îl aveam atunci, care era așa mic, știi. Și a ieșit o poză, ce să zic? Frumoasă, și... nu? Nu, că era A. aparatul mic și nu n am putut să facem mare lucru. Și de atunci mi-am dorit foarte mult să primesc o cameră mai mare, mai bună, ca să pot să fotografiez și păsările mai bine. Și atunci, o, o zi de, de ziua copilului, am primit o cameră mai mare și de atunci am început să fotografiez păsări, animale și natură. Sasha, eu știu că tu, dincolo de faptul că fotografiezi păsări, le și desenezi. Așa e? Și chiar da, o faci da. foarte bine. Ce Asta simți? Adică, e adevărat că am început, adică la început de tot am început cu desenatul, de fapt. Și apoi, da, s-a dezvoltat din ce în ce mai tare și când desenezi și fotografie păr să simt legătura cu natura și frumusețea naturii. Ce Ce te gândești tu să faci când vei fi mare? Adică te-ai cumva să combini pasiunea ta pentru fotografie cu... O meserie? Încă nu știu ce o să vreau să devin când sunt mare, dar în orice caz mi-ar plăcea să aibă o legătură cu această pasiune și, și bionica, să zicem, e un exemplu bun, adică cum s-au inspirat oamenii de la păsări pentru avioane, să zicem, sau echilibru când stau pe cremi și tot felul de lucrurile astea bionice care mi-au plăcut, mi-a plăcea foarte mult să le Asta înseamnă că tu ai și ai observat foarte bine păsările și trebuie să le spunem celor care ne urmăresc pe YouTube, dar și ascultătorilor noștri, să intre pe site-ul tău, sașajumanca.com, dacă nu mă înșel, nu? E Sasha, s a s h a Jumanca. Intrați să vedeți fotografiile lui pentru că sunt absolut fabuloase prin Emoția pe care reușește Sasha să o transmită și noi. Acum, de fapt, el are în spate una dintre fotografiile lui de care eu sunt realmente îndrăgostită. Este fotografia cu Huhurezi, îndrăgostiți! <gir> și uh, eu sunt absolut uh, uimită de felul în care tu reușești să surprinzi păsările în niște momente pe care eu nu cred că un fotograf profesionist reușește să facă asta. Cum faci? Cum, cât stai să le pândești sau cum reușești să le prinzi în, în, în asemenea posturi pe care nu știu cine reușește să le, să le surprindă? Adică în fotografie cel mai important e și dinamica pozei, adică cum zboară pasărea și cum stau, să zicem, bucurezi ăștia unii lângă alții, să aibă o relație unii între alții. Și important este și să aștepți, dacă toată, și norocul foarte mare, când le vezi peste câteva secunde, un moment mic în care capturezi o imagine. Și tu reușești asta. Eu cred că tu deja ai o relație foarte intimă cu păsările, iar ele te acceptă, pentru că altfel tu n-ai reușit să surprinzi așa ceva. Spune câte specii de păsări știi și care e preferata ta? Ai adică ca zice că peste 100 de păsări, adică specii sau chiar mai multe. N-am numărat încă atât de exact, dar multe de tot. Și a zice cel mai mult îmi place, îmi plac vulturii în general și probabil vila de munte e preferatul meu. Că zboară foarte frumos și cu munții, cu totul unde trăiește această vila de munte este super. Eu îți doresc tare mult să ai un zbor așa frumos ca la Vilei și să ajungi. Și eu știu sigur că ai să ajungi departe. Talentul tău trece de tot ce eu am văzut în materie de fotografie și nu doar. În lumea asta în care noi trăim, copii preferă și chiar și adulții preferă de cele mai multe ori să stea într-un spațiu virtual mai mult decât să, să se conecteze cu natura. Iar tu preferi să, ste, să stai în natură și să observi păsările. Ce spun colegii tăi? de la școală, de acolo din Germania, despre pasiunea ta? Îmi pare și mie foarte rău că realitatea e asta, că foarte mulți stau la aceste tablete, computer și din păcate se zice de obicei wow când se vede o poză și zic ce simpatic, dar apoi nu se schimbă la sfârșit nimic. Le zic, duceți-vă în natură, mergeți la drumeții, dar nu se întâmplă nimic la sfârșit. Adică eu sper să am colegi cu care pot să mă duc la fotografia, la dumeții sau așa, în natură, dar li se zice zic, da, super, dar apoi la sfârșit tot așa rămâne, cu tableta și... Eu cu... zic să ai răbdare, uite, și eu fac emisiunea asta aici la Europa FM de trei ani de zile și cu răbdare am reușit să-mi fac publicul meu, care crește în fiecare an, așa că îți spun eu, trebuie să ai răbdare și să nu renunți la la a le spune aceste lucruri. Eu te felicit din tot sufletul. Știu și vreau să le spunem oamenilor că locul tău preferat este Delta Dunării, unde tu vii de foarte multe ori cu părinții tăi să fotografiezi. Și să le mai spunem că pe 22 mai, aici în România, tu vei avea prima ta expoziție de fotografie, pe care vreau să o văd și la care o vreau să invit pe toți ascultătorii mei, nu ratați, pentru că vă spun, este senzațional ce faceți așa. Așa că la Plața Mol, aici în București, o să ne revedem. Îți urez succes! Intrați pe site-ul lui pe sashajumanca.com să-i vedeți fotografiile, nu doar pe cea cu huhurezi îndrăgostiți, ci are foarte multe fotografii frumoase. Sasha, să mergi mai departe și să-ți duci mesajul către cât mai mulți oameni. Și astăzi, de la Europa FM și de la mine, ai o medalie verde care sper să te ajute să îți păstrezi speranța și să ne dai și nouă mai departe. Mulțumesc foarte mult! O să încerc să continui drumul ăsta cu natura și o să încerc să fotografiez din ce în ce mai bine, să desenez din ce în ce mai bine, să îmbunătățesc și mulțumim mult! Și eu ție! Misiunea Verde Cu Mona Nicolici la Europa FM